Ploaia abundentă și vântul din această după-amiază care s-a abătut peste municipiul Câmpul Lung a făcut ca un copac cu dimensiuni consistente, dar uscat, să se prăbușească pe bulevardul Mihalache, într-o gospodărie din apropierea podului de la Liceul Chimic. În cădere, o creangă s-a prăvălit peste o mașină parcată, spărgându-i luneta. La fața locului au sosit pompierii militari, viceprimarul Nicolae Zaharia, dar și primarul Elena Lasconi. Edilul municipiului și-a arătat nemulțumirea față de procedurile greoaie prin care se poate îndepărta un copac care devine pericol pentru oameni și mașinile acestora. În momentul în care tăiem 2 sau 3 brazi, care sunt bătrâni și sunt un pericol pentru siguranța cetățenilor, stăm luni de zile prin comisia de tăieri să luăm avize de la mediu, toate avizele posibile și imposibile de la Ocolul Silvii și așa mai departe. Și uite, se întâmplă lucruri de genul acesta. Copaci bătrâni care la o vijelie nu foarte mare cad pe mașini. Asta se întâmplă în Câmpul Lung. Deci ori înțelegem că atunci când se sesizează o problemă cu un copac care e un pericol pentru siguranța cetățenilor, ne apucăm să facem toate demersurile și îl tăiem. Eu nu sunt pentru a tăia copaci, dar asta trebuie să facem cu cei care sunt bătrâni și care sunt un pericol pentru siguranța cetățenilor. Cam atât am avut de zis. Din păcate, a căzut pomul pe mașina unui domn, i-a făcut daune destul de serioase. Doamne ajută, bine că nu era în mașină și că nu i s-a întâmplat nimica și că nu este rănit nimeni. Pompierii de la detașamentul din Câmpul Lung au curățat carosabilul de resturile rămase de la pomul căzut, iar Poliția Națională și Poliția Locală au asigurat desfășurarea în condiții optime a traficului din zonă. Pentru îndepărtarea crengilor și a resturilor a fost adus un buldo excavator de la ADP Câmpul Lung.